de la 5 din colo, luna care vine, de fulge de tabac. Fulge de tabac. Da. Biserica Sfântul George, mă. Cât e puțin? Cât e puțin? Bine ești cuvântat, Doamne Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și proslăvit este numele Tău în veci, amin. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Doamne, scăpare, Te-ai făcut nouă neam și neam. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, plin de mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Preacucerinice Părinte Paroh, preacucerinice Părinte Inspector, preacucerinici părinți, iubiți credincioși și credincioase, pentru că este o zi cu totul însemnată pentru această biserică cu hramul Sfânta Preacuvioasă Maica noastră Parascheva. Iată, din acest moment, cu ajutorul lui Dumnezeu, cel întreime lăudat pe care îl cinstim, vom începe Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. Mulțumim părinților arhidiacon, părintelui Preacuviosului Părinte Nectarie și preacucenicului Părinte Nelu Ciobanu, care împreună vor face ca această slujbă să fie cu totul deosebită. Am rugămintea la dumneavoastră să închidem telefoanele, dacă putem, sau dacă discutăm și ne sună ceva atât de important, să căutăm să ieșim din spațiul acesta, să mergem undeva să discutăm, să păstrăm liniștea, cuviința și evlavia necesară pentru acest moment liturgic. În cadrul Sfintei Liturghii, va sosi și în al preasfințitul Părintele nostru, Arhiepiscop, pe care îl așteptăm cu mult drag, pentru că momentul de față este la Mănăstirea Schimbarea la Față, acolo unde s-a dus ca să se reguleagă, să se roage pentru Părintele nostru, Arhimandrit Duhovnic, plecat la cele veșnice, pentru Părintele Arsenie Vaideș, și de aceea, venind în zonă, nu putea să nu treacă prin locul acela. Deja el este ajuns în zonă, se va face acolo și o mică slujbă pentru părintele. Noi îl așteptăm cu mult drag și ne-a dat această ascultare ca să începem dumnezeiasca liturghie, ca apoi noi să fim alături de înalt preasfinția sa la slujirea, târnosirea acestui altar sfânt din această biserică. Vă mulțumim tuturor! Binecuvinteasă, Părinte! Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Biserii și pentru unitatea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea Domnului să ne rugăm. Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Ioachim,
Arhiepiscopului Romanului și Bacăului, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru bine, credinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru astea cea iubitoare de Hristos, Domnului să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului să ne rugăm. Pentru bună întocmirea văzducului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Să binecuvinteze lucrurile ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului într-o slava lui Dumnezeu. Și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse de la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh Domnului să ne rugăm. Domne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe preasfânta, curata, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră, Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Pe noi înșine și unii prealții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Este cu tine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu. Numele cel sfânt al lui, binecuvântat ești, Doamne. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Sfântă de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Sfântă de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Sfântă Casă tale, de pe aceștia răspătește pe noi, Dumnezească ta putere și noi părăsim pe noi. Ta este stăpânirea și a ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Unule născut, Fiule și Cuvântului Dumnezeu, Cela ce ești fără de moarte și ai primit pentru mântuirea noastră, a te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria, calele neschimbate ai întrupat și răstignindu-te în Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat. Unul fiind din Sfânta Treime, împreună slăvit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește-ne pe noi. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău! Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, amărită stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții să o pomenim. Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, Lui Hristos Dumnezeu să o dă. Și ce ne-ai dăruit nouă acest rugăciune, știe și împreună că Sfântul care și la doi și la trei care spuneți că numele Tău ai făgăduit să împlinești cerele. Bun și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o împărăția ta când vei veni, pomenește-ne pe noi, Doamne, fericiți cei sărași cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei plânzi, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei flămânzi, ce însetați de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți vesii când vă vor ocărâ pe voi și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind pentru mine. Bucurați-vă și vă veseliți, că plata Să ne-ți
lui Dumnezeu, Cel ce a înviat din morți, pe noi cei ce-ți cântăm, aliluia! Domnului să ne rugăm! Că Sfânt ești Dumnezeu nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Este odihnește la și vreau să trezești că odată și terapiu și slăbit de cheruvim și de toată gracile asfinților. Și la cea din neființă, înființă-i adus-o de care este vreau după chipul și asumă ta și cu harul tău la cei l-ai încurubit. Frații ta înțelepțile și pricepe peciului care cerești și nu trești prietenea pe cei ce greșesc. Și pui pocăința spre mântuirea celea ce ne-ai vrencit și noi sprinși de vrem și lobii tăi în șasul acesta, asta înaintea slavii Sfântului tău jefenic. Și-ați aduce datorită închinare și prăstăvire în sus, Stăpâne, primește și din gurile noastre putătoșilor, între în sfânta cântare și te cercetează într-o bunătate ta. Iartă-ne nouă toate greșelașe de voi și fără de voi, sfințește sufletele și trupurile noastre și ne dă slășugem cel cuvioșie în toate slăbeții noastre. Pentru că cele preasfite răscătoare ziul și al tuturor sfinților, ca de veacă de lucruție. Pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fale moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului, binecuvântat și cea slavă de sus, Sfântului, 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 și în vecii vecilor, tuturor. Și Duhului tău mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Către tine, Doamne, am strigat, Dumnezeul meu, ia aminte. Înțelepciune. Din epistola către Efesenia Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, Dumnezeu bogat fiind în milă, pentru multa sa iubire cu care ne-a iubit, pe noi cei ce eram morți prin păcatele noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți și împreună cu El ne-a sculat și împreună ne-a așezat în ceruri. În Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare covârșitoarea bogăție a harului său. Prin bunătatea ce a avut către noi întru Hristos Iisus, căci în har sunteți mântuiți prin credință și aceasta nu e de la voi, este darul lui Dumnezeu, nu din fapte, ca să nu se laude nimeni. Pentru că al lui făptură suntem zidiți în Hristos Iisus spre fapte bune, pe care Dumnezeu le-a gătit mai înainte, ca să umblăm
pace ție, frate cititorule, și Duhului tău. Aleluia, aleluia, aleluia. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Luca citire. Slăvăție, Doamne, slăvăție. Să luăm aminte. În vremea aceea a venit Iisus cu corabia în ținutul Ghergesenilor, care era în fața Galilei. Și ieșind pe uscat, l-a întâmpinat un bărbat din cetate, care avea demon și care de multă vreme nu mai punea haina pe ele și în casă nu mai locuia, ci prin morminte. Văzându-l pe Iisus, a strigat, a căzut înaintea lui și cu glas mare a zis, ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui prea înalt? Rogu-te, nu mă chinui, fiindcă porunca Duhului necurat să iasă din om și poruncea să iasă, pentru că de mulți ani îl stăpânea și era legat în lanțul și nobez păzindu-le, dar el, sfărâmând de legăturile, era dus demone în pustie. Și l-a întrebat Iisus zicând, care ți este numele? Iar el a zis, legiune, căci demoni mulți intraseră în ele și îl rugau să nu le duse, nu le poruncească să meargă în adânc. Și era acolo o turmă mare de porci care pășteau pe munte și l-au rugat să le îngăduie să intre în ei, iar el le-a îngăduit. Și ieșind demonii din om au intrat în porci, iar turma s-a aruncat de pe țărm în lac și s-a înnecat. Iar păzitorii, văzând ce s-a întâmplat, au fugit și au venit în cetate și prin sate. Atunci au ieșit locuitorii să vadă ce s-a întâmplat și au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră demonii, îmbrăcat și întreg la minte, șezând jos la picioare lui Iisus, și s-au înfricoșat. Iar cei ce văzuseră le-au spus cum a fost izbăvit demonizatul și l-a rugat pe el toată mulțimea din ținutul Ghergesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinși de frică mare. Atunci el, intrând în corabie, s-a întors înapoi, iar bărbatul din care ieșiseră demonii îl rugau să rămână cu el. Iisus însă i-a dat drumul zicând, întoarce-te la casa ta și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Și el a plecat, vestind în toată cetatea. Cât bine i-a făcut Iisus. Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Doamne, miluiește! Doamne, atot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare milă ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru sănătatea și mântuirea sa. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Toți poporul de pretutindeni, cumuitorii țării noastre, mai mari oricărilor și ai satelor, și pentru voastră cea iubitoare de Hristos, pentru sănătatea și mântuirea lor. Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru frații noștri, rămânași, preoții, rodiaconi, diaconi, monași și monahii și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Doamne, miluiește. Că ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții, ctitorii, noria și binefăcători ai Sfântului Cașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte au dormiți părinții și frații ai noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici pretutindeni. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru mira, viața, pace, sănătatea, mântuirea, cercetare, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, ctitori, binefăcători, închinători, slujitori acestui sfânt locaș. Doamne, miluiește. Ne rugăm pentru ctitori, binefăcători, miluitori, catedralei, mântuirii neamului și pentru sufletorii și ziditorii care sostenesc înălțarea acesteia, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc darul și fa bine sfânta și pentru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, și pentru poporul ce stă înainte și așteaptă de la tine mare și multă milă. Doamne, miluiește! Stii și viitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, a prea fericiților ctitor ai Sfântul Locașului acestuia, pentru adormitul rob lui Dumnezeu, arhimandritul Arsenie, cu tot neamul lui cel adormit, și pentru adormiții robii lui Dumnezeu, Adrian, arhiepiscopul, preotul Ioan, preotul Ion, preotul Vasile Constantin, Petrea, cu tot neamul lor cel adormit, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Domnul Dumnezeu nostru să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu și împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluie, miluie.
Dumnezeu duhurilor și a tot trupul care a călcat moartea și pe diavolul surpașterului viața lumii tale. Însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor tăi, ctitorii acestei sfinte biserici și toți cei care s-au pomenit fericiți într-o pomenire ctitori, și pe robul lui Dumnezeu Adrian, arhiepiscopul, Arsenie, arhimandritul, fratele nostru, preotul Ion, preotul Ion, Vasile, Vasile Constantin, Petrea, cu tot neamul lor cel adormit, în loc luminat, în loc de odihnă, în loc de verdeață, de unde a fugit toată durerea, întristarea, suspinarea. Orice greșeală au săvârșit ei cu lucrul, cu cuvântul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău adevărul. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Este vierea și viața și odihna a dărbiților robilor tăi, Hristoase Dumnezeul nostru, și e slavă înălțăm, Dumneule și Celui fără de început a Tău, Părinte, și vrea Sfântului și Bunului și de viață, Păcătorului Tău, Tu, acum și curtea și în vecii vecii lor. Amin. Într-o fericită adormire veșnică, odihnă, fă, Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi, ce s-au pomenit și le fă-lor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Și le fă-lor, Doamne, veșnică pomenire. Pomenirea lor din neam în neam și din veac în veac și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire. Miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Înțelepciune! Ca sub stăpânirea Ta întotdeauna fiind păzit, e slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cădem înainte Ta și Te rugăm Ție, bună și viitoare de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră, să curățim sufletele și trupurile noastre, toată necurăția trupului și a Duhului, să ne dai noastră, să ne vinovar și fără Deus înaintea Sfântului Tău jefene. Se dăruiește Dumnezeu și Te roagă împreună cu noi, sfără în viață și în credință și înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să sprijească Ție totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără Deus înde, să se împărtășească cu Sfintele Tale tare, să predicească de cireasa Ta împărăție. Nimeni, nici legați cu pofte și cu desfătări trupești, nu este vrednic să vină să se află în slujească, fie împărate al slavii. Deci a slujiți este lucru mare și înfricoșător chiar pentru putere cerești. Dar totuși, pentru iubirea Ta de oameni cele grăite și nemăsurată, fărămătare și fără schimbare, te-ai făcut om și arhierioa noastră, te-ai făcut și ca un stăpân a toate, ne-ai dat slujba sfântă. Aceste jertfi liturgice fără de sânge, că numai Tu singur, Doamne, Dumnezeu, nu stăpânește cele cele pământești, la ce șezi pe tronul cherubimilor, Domnul Serafimilor și Împăratul Israel, și la ce singur e sfânt și într-un sfinț Te odihnești. Deci pe Tine Te rugăm, și la ce singur ești bun și binevoitor, caută spre noi păcătoși și vecii robii Tăi.
și ne curățește sufletul și inima de cuci de viclene și pe noi suntem rugați cu harul preoției învrencești puterea Duhului tot celui Sfânt. Să stăm înaintea Sfintei Mese acestea să jertfim Sfântul și prea curatul tău trup, scumpul tău sânge. Căci la tine venim plecând necurmași și rugăm ție să nu întoarci fața ta de la mine, să mă reprezintez ușurii tăi. Și binevoiesc să-ți fie aduse daruri și să fie bucătoși și nevrenic cu robul tău, că tu ești cel ce aduce și te aduce și primește în pas Hristoase, Dumnezeu nostru. Îți iei slavă, nu-ți împreună cu cel fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântul și bunși de viață, Sfântul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Noi care pe cherubim cu taine, chipâini și bucătoare de viață, primim trei sfântă cântare, aducem toată grija ce lumească, acum s-o repădăm. Ca pe împăratul tuturor să lăbim pe cel înconjurat, în chipul nevăzut ce te îngerești, aleluia, aleluia, aleluia. Care pe cherubim cu taine, chipâini și făcătoare de viață, trăim în trei sfântă cântare, aducem toată grija cea lumească, acum s-o repădăm. Ca pe împăratul tuturor să primim pe cel înconjurat, în chipul nevăzut. Ca pe împăratul tuturor să lăbim pe cel înconjurat, în chipul nevăzut, deci tu încerești față. Sfântul tău după acum și pururea și veci, veci, oameni, înmormânt cu trupul, în ea cu sufletul, ca un Dumnezeu, ai cu trupare, cu spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unea greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât dreptești tu cuvintele tale și viitor când vei judeca tu. Iată, tu fără de lege m-am sămăslit și păcate m-a născut maica mea. Iată, adevărul a iubit și ne-a arătat și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă-vă cu isop și mă voi curăți, spălavă-mi și mai vârtos decât se pară lumea albin. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurează-vă roasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legele mele ștergele. Inima curată zidește tu mie Dumnezeule și cu drept înuiește în cele trăbătoare mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău ce Sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh Stăpânitor mă întărește. Învăța-mă pe cei fără de lege căile tale, cei de fiuși. Arhiepiscopul nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăție.
aceasta. Și de pretutineri, cărmuitorii țării noastre, mai mari orașilor și ai satelor și armata cea iubitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce-au adus, pe cei pentru care s-au adus aceste cinstite daruri vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri, preoți, romonahi, rodiacon, diacon, monași și monahii, pe toți cei din clerul bisericesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. De cei fericiți într-o adormire, patriarhii ai bisericii ortodoxe române, Miron, Nicodim, Misinian, Iustin, Șteoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiți îndură adormire, ctitore acestui sfânt locaș, pe astitor miluitor și făcător de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiți într-o adormire, ostașului luptător și martir căzut de-a lungul vremii, în războaie, în lagări, în depărtări, în închisori, în temnițele comuniste și în Revoluția din decembrie 89, pentru libertate și demnitate națională, apărarea țării și a credinței și pentru întregirea neamului nostru, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei care au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, dreptămăritorilor creștini, care v-ați adunat astăzi la această sfântă și dumnezeiască liturghie, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Preoția și diaconia voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția dumneavoastră. Rugăciunea noastră Domnului. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să le rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânta biserica aceasta, pentru cei ce cu credință cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în ea, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi din tunicați, România, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule cu harul tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere. Înger de pace,
credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul se cere. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul se cere. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul se cere. Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o păcăință, o să vârși de la Domnul să cere. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, de înfruntat în pace și răspunsul cel bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere. Preasfânta, curata, prea binecuvântată, amărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu. Să o dăm, Doamne! Cu îndurările și cu iubirea de oameni, a unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului Tău. Să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Înțelepciune să luăm aminte. Tatăl al tot ziitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut i-a cunoscut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele Ponțiu Pilat, s-a răstignit și s-a îngropat, și-a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a înălțat la ceruri, și șade de dreapta Tatălui, și are oasele în slavă, să judece vii și morții, al cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care în toate cucere, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a trăit prin proroci, într-una sfântă, socornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ca să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte.
în pace au adulce. Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi, cu toți. Pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacile arătate și nearătate. Mi s-au făcut nouă mulțumiri pentru liturghia aceasta pe care binevoită au primit în mâinile noastre și stau înaintea ta mii de arhangeli, zeci de mii de îngeri, cheruvim cei cu ochi mulți, erau de șase arme care se înalță, spunând. Este cerul și fondul de mărirea asta, o sănătate, cei de sus, bine este cuvântat, cel ce vine în numele Domnului. Cu aceste ferici de puteri și noi, viitorii de oameni, să ne strigăm și grăim. Sfânte și preasfânt, Duhul născut, Fiul Tău și Duhul Tău și Sfânt. Sfânte și preasfânt și slavă Tău este plin de măreție, că atât de mult ai iubit lumea, încât Fiul născut, Fiul Tău l-ai dat ca cel ce crede în Dumnezeu nu piară să aibă viață veșnică. Și acesta vine și toată rânduiala pentru noi plinită, noaptea care a fost vândut sau mai degrabă când El însuși s-a dat pentru viața lumii. Luând pâinea cu Sfintele și prea curată și prăplicană mâinile sale, mulțumim și binecuvântând, sfințind și frâncând, a dat Sfinților Său ucenici și apostoli zicând. Acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Amin. Dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă pe iertarea păcatelor. De cruce, de mormânt, de virea cea de-a treia zi, din înțelea de cerul, de șederea cea de-a treia zi, de sfânta și Domnului.
ale tale, dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate. Dumnezeu, recurățește-ne păcătoși noștri și la vostru tăi, de acestea bunurile nu lua de la noi, ci lănuiește nouă și orice rugăm ție. Fii bucurat, stăște de noi, Dumnezeule, și după drept înăiești în cei dinăuntrului noastre. Peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Uitați-vă în pâinea aceasta, ce este trupul Hristosului tău. Ceea ce este împotrivul acesta, ce este sângele Hristosului tău. Prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt. Amin. Preoțiile voastre să le pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția. Să le pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa întotdeauna, acum și pururea și vecii veșilor. Amin. Pentru ca să fie cistul împărtășit spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatului, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, spre cea împărăție celor, spre împărăția cel care a spus și a spus Sfânt. Aducem această slujire cuvântătoare pentru cea dumneavoastră, strămoși, părinți, patriarhi, proroși, apostol, povăditor, evanghelist, mucenici, mărstori, pusuși și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o dreaptă credință. Pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria. Că aducem această slujire cuvântătoare pentru toată lumea, pentru Sfântă Soponicea și Apostolească Biserică, pentru cei ce curăție și cinstie viețuiesc, pentru binecuvânticiosul popor român, pentru tine, conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașul și ai satul, pentru viitoare în Hristos armată, dă-ne lor, Doamnă, pași, mă cărmire, ca și pentru niște lor viață, pași, și etul lor azi, pentru cine și asta curăția. Pentru mântuirea și iertare păcatul Dumnezeu tuturor celor care am pomenit și Dumnezeu, Părintele Mihai, Preserea Antonera copiilor, toți binecredincioși creștini care ctitori sunt la această Sfântă Biserică, pe cei ce slujesc împreună cu noi, preocupții și părinți pe Părintele Mihai, Părintele Neluciu, Ioan, cu toți cei care sunt pomeniți, pe cei care slujesc împreună cu noi, pomenit iertare păcatul și ca Sfântilor, adormiților, Dumnezeu, Arhimandru, Arsenie, Epifania, Antonie și Emilian, toți cei care sunt prea cuvioși, părinți, adunăi spre eu, scriitul acestui sunt locașul loc luminat, unde a fugit toată durerea într-o stare suspinare. Odihnește Dumnezeu nostru și sărășuiește de și înzlucește una fiții tale. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeu nostru, de comuna aceasta, cu care îl ținu și de sfânt locașul acesta, în care îl ținu de toate orașele și sate și cu credință locuiesc într-însele. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe uscat, pe aer și pe lună, cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei care aduc darul și fac binezitele tale biserici și aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi milile sale cele bogate au fost părerea și de cele și la familie. Ca să fie născut anul ziul și cururea Picioare Maria, binecuvântează pâinea aceasta, la fără și totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întreg și stii sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Pretor și pretoate, și ne dă nouă cu o gură și o inimă a cânta și a slăvi prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți. Sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru cei sfintele daruri ce s-a adus și s-a sfințit Domnului să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce ne-a prin vedențele, Sfântul cel mai presus de ceruri, și duhovnicescul său jertfelnic într-un miros de până mireasmă duhovnicească, să ne trimită și nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Ca să fim izbăviți noi din tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Cește pre noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a ne chema pe Tine, Dumnezeu cel ceresc, Tatăl și a zice. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel vicran. Părăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor! Și Domnului Tău! La petre voastre, Domnului, să le plecați! Ție, Doamne! Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Lord,
Ia să vedem, dacă dați un zâmbet așa, vă prind pe toți. Dacă vin așa, facem de aici. Noi credincioșii care gustăm din acestea ne sfințește, că Tu e Cel care binecuvântezi toate, Dumnezeu nostru, ți-e slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amen. Bine v-am găsit și vă mulțumim, vă mulțumim frumos pentru aceste ofrande care ne-ați primit și Dumnezeu să le înmulțească, să avem pâine, să dăm lui Dumnezeu pentru liturghie și să dăm fiecare a cei care are nevoie. Vă mulțumim, domnule primar, frumoasă organizare. Fie peste voi toți, cu al Tău har, cu asta iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă Ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Prea cu cernice, Părinte, binecuvintează! Cel ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru căciunele preacurate Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață Făcătoarei Cruci, cu rugăciunile Sfântului Ioan Gură de Aur,
Patriarhul Constantinopolului, călătorul Gheam, săvârșit ale Sfântului Mucenic Artemie, cuviosului Gerasim cel Nou din Chefalonia și cuvioasei Matroana, cu ocrotirile preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, ocrotitoare eparhiei noastre și a Moldovei, ale Sfântului Antipa de la Calapodești, ale Sfinților Arhanghel Micael și Gavril, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Tine, Maică, cu asemenea să Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Preacucernice Părinte Consilier, Preacucernice Părinte Protopop, Preacucernice Părinți, Preacuvioasă Părinte Stareț, Preacucernice Domnule Primar, iubiți credincioși și credincioase, dragi mei prieteni și pelerini și închinători. Cu mila lui Dumnezeu și cu ajutorul cuvioasei Parascheva, iată ne regăsim aici, în acest sat, unde se preaslăvește numele lui Dumnezeu în treime lăudat, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, treime cea de o ființă și nedespărțită. Este o sărbătoare a sărbătorilor, întrucât astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, punem capăt unor osteneli, unor jertfe, unor lucrări foarte importante care s-a făcut la această biserică, închinată cu cuvioasă Parascheva, așa cum se arată pe frontispiciul ei, și felicitări celor care au rânduit Părintele Paroh să așeze această icoană unică în felul ei, care se găsește ca original pe una dintre freșcele care împodobesc Catedrala Arhiepiscopală de la Roman și aceasta încă din secolul al XVII-lea, când s-a așezat acolo o pictură deosebită unde se înscrie toată viața cuvioasei Parascheva în imagine. Este un desfășurător iconografic unic în Ortodoxia Universală pentru faptul că Sfânta Cuvioasă Parascheva este prăznuită mai în toată creștinătatea. Este vorba de creștinătatea lumii grecești, a lumii slave și, bineînțeles, a lumii latine, reprezentate de către noi Biserica Ortodoxă Română. Deci iată că deja Părintele Neicu are în față, iată, o icoană frumoasă, pictată. Și vedeți aici Maica Domnului așezată pe tron. Aceasta este unică în felul ei pentru faptul că zugraful care a pictat-o atunci sub înrăurirea și îndrumările canonice și teologice ale unui mare episcop al Romanului, Macarie, care în timpul său s-a pictat Catedrala Arhiepiscopală de la Roman și această pictură făcută originală, deci aceasta este o copie. Și felicitări acestui pictor care a reprodus așa de frumos fresca cuvioasei Parascheva de la Roman, terminată în 1550. Deci iată, suntem într-un cadru istoric, mai ales că am făcut această introducere că aici se spre venerare și spre cinstire de mai mult zeci de ani, poate chiar sute de ani, cuvioasa Parascheva, care biserica noastră ortodoxă a rânduit ca această sfântă, cunoscută și care este mult ajutătoare și mult folositoare,
să fie cinstită în zona Romanului cu aproape 300 de ani înainte ca Sfintele ei moaște să fie aduse de către Petru Rareș în Moldova și așezate în Biserica Sfinților Treierari de la Iași, ca apoi să fie translate într-o procesiune sfântă unică în felul ei, așezate apoi în Catedrala Nouă a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Și mulți pelerini se duc, cum știți, și din părțile frățiilor voastre, merg în aceste zile, în jurul lui 14 octombrie, pentru a se închina și a face acea procesiune frumoasă. Dar drumurile spre Iași sau spre București trec prin Roman, nu-i așa? Și frățiile voastre, marea majoritate, ar trebui să vă opriți la Roman. Ați mai venit o parte cu preoții froște și este exemplu pozitiv al acestei parohii, când Părintele Mihai a venit cu credincioșii, nu-i așa? A venit la cuvioasă Parascheva de la Roman și ai văzut toate aceste frumuseți spirituale așezate acolo și după aceea s-au reașezat și în sufletele frăților voastre. Deci iată, sunt într-o zi de bucurie când a venit să sfințim osteneala care s-a făcut aici, rodul ostenelilor frăților voastre și roadele darului Sfântului Duh care le-ați lucrat, astăzi le binecuvântăm și binecuvântându-le înveșnicim lucrarea frăților voastre. Fapta bună care o faceți, aceea se înveșnicește. Se înveșnicește în măsura în care ai conștiința că nu tu ai făcut fapta bună, ci Dumnezeu a făcut-o prin tine. Căci nu e așa? Înainte de fiecare lucrare frumoasă, ce facem noi? Ne închinăm și zicem, Doamne, ajută! Ceea ce însemnează că în numele Lui Dumnezeu noi lucrăm. Și dacă lucrăm în numele Lui Dumnezeu și cu Dumnezeu, atunci înseamnă că Dumnezeu lucrează prin noi și deci fapta bună, pozitivă, care o săvârșim, nu este decât manifestarea sau lucrarea Lui Dumnezeu prin mâinile noastre, prin gândirea noastră, prin lucrarea noastră. Deci de aceea vă îndemnesc dintr-un început să aveți conștiința că Dumnezeu este Cel care lucrează prin voi. De altfel, la Sfințire și la Târnosire veți auzi o cântare care spune: această casă Tatăl o a zidit, această casă Fiul o a înnoit, această casă Duhul Sfânt o a luminat și a sfințit sufletele noastre. Deci Duhul Sfânt sfințește prin biserică. Deci biserica se construiește prin noi, dar este Tatăl care lucrează prin noi. Deci altfel am putea spune cântarea: această casă Tatăl prin noi o a făcut, prin noi o a înnoit, prin noi o a luminat și am așezat-o ca să fie proprie de lucrarea Lui Dumnezeu și de spațiu unde ne întâlnim cu Dumnezeu. De ce ne spun această, iubiți credincios, aceste cuvinte? Pentru faptul că aici, în comuna aceasta, în satul acesta, sunt și niște creștini care nu au în cinstire biserica cum o avem noi. Ei sunt fac parte dintre niște denominațiuni creștine pe care, de fapt, nu se închină la Sfânta Cruce, nu cinstesc icoanele, nu cinstesc pe preoți. De aceea, astăzi, aici, în această zi, să avem posibilitatea să vedeți cum Dumnezeu, care este a toate făcător, a toate țiitor și omniprezent, deci prezent pe oriunde, El vrea să locuiască într-o lucrare făcută de noi. Pentru faptul că, așa cum în Vechiul Testament, Solomon, care a fost rânduit de Dumnezeu să zidească casă lui Dumnezeu, când s-a terminat lucrarea templului din Ierusalim, atunci a îngenunchiat și a spus așa: Doamne, cerurile nu te încap. Cum poate să te încapă această casă pe care am zidit-o în numele Tău? Dar caută cu milostivire spre locașul acesta și ascultă rugăciunea mea și a poporului tău care se închină în sfântul locașul acesta. Deci El este pretutindeni, dar El se poate și micșora. Pentru faptul că micșorarea lui Dumnezeu s-a făcut atunci, la plinirea vremii, când umanitatea a comunicat cu cerul, a dialogat cu cerul și a fost aleasă una dintre cele mai sfinte fiice ale neamului omenesc, este Maica Domnului, care a dialogat cu cerul
atunci când îngerul Gabriel a venit la dânsa și a salutat-o. Bucură-te, cea plină de dar, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și atunci ea s-a mirat, cum este aceasta? Cum de sunt eu aleasă? Și atunci i-a dat un semn. Duhul Sfânt se va pocure pe tine și puterea celui prea înalt te umbri. Iar Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va numi. Deci iată, Dumnezeu se micșorează, intră în pântecele Maicii Domnului prin Duhul Sfânt. A născut fără de bărbat Maica Domnului și a rămas fecioară. Niște taine pe care noi nu le putem pătrune cu rațiune. Cum? Și-a pus întrebarea și oarecând Simeon, care a tradus Scriptura din ebreiește în grecește, când a citit acolo că fecioara va lua în pântece și va naște fiu și va pune numele lui Iisus, s-a anunțat de către profetul Isaia cu 500 de ani înainte de venirea lui Hristos. Deci cum? Păi ceea ce este cu neputințe la oameni, toate Dumnezeu le face cu putință. Deci pe cele neputincioase le vindecă, ele cele cu lipsele de har. Așa spune Scriptura. Deci dacă ascultăm Scriptura, evident că Dumnezeu, care nu-L încap cerul și este creatorul cerului și al pământului, a universului întreg, El poate să se micșoreze. S-a smerit pe sine chip de rob luând, făcându-se asemenea nouă afară de păcat, spune Sfântul Apostol Pavel. Deci ceea ce însemnează că această chenoză, această micșorare a lui Dumnezeu este posibilă. De aceea s-a micșorat, s-a făcut asemenea nouă, ca să ia în trupul său toate păcatele noastre și atunci păcatele pe care le facem sunt zdrobite de Hristos și răstignite pe cruce pentru faptul că s-au făcut mai multe mușchi rău. Nu am timp acum să vă fac o cateheză îndeaproape cum și ce înseamnă această chenoză, această micșorare, această smerenie a lui Dumnezeu la plinirea vremii. Și de atunci noi zidim și noi casă lui Dumnezeu, întrucât în biserică se împărtășește credinciosul din tainele lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu se propovedește de la altar. Tot de acolo vine și învățătura, dar vine și hrana. De aceea noi ne împărtășim în liturghie cu însuși trupul și sângele Mântuitorul nostru Iisus Hristos. De vreme ce ne împărtășim cu trupul și sângele real și substanțial, înseamnă că devenim consangvini cu Iisus Hristos, care devine fratele nostru, iar noi devenim niște prieteni și casnici ale Dumnezeu și devenim Dumnezei, Hristos. Noi devenim Hristos, dragii mei, dar prin participare, nu prin ființă. Noi vrem să participăm la lucrarea lui Dumnezeu, nu să participăm la esența Lui, că acolo nu putem intra nimeni. Diavolul totdeauna, el vrea să participe, să intre, să pătrunde în ființa lui Dumnezeu, acolo nu poate. De aceea e vrea să pătrunde în sufletul nostru, care este de esență divină. De aceea sufletul nostru are niște atribute care nu aparțin fizicului nostru. De aceea, într-o lucrare ca aceasta pe care o săvârșim astăzi, trebuie să înțelegeți și să înțelegeți că este un mister care se petrece. Deci nu putem să pătrundem misterul, dar îl lăsăm să vorbească de el însuși în noi și atunci ne descopere alte sensuri. De aceea nu cu atributele fizicului nostru, nu cu dispozițiile naturale sau afectele, percepem lucrarea lui Dumnezeu în noi, sfințenia, care harul cel necreat, care coboară peste noi. Nu, ci cu simțirile fizicului, sufletului nostru, care este nemuritor și face parte din Dumnezeu. Deci, astăzi vă îndemn să vă uitați la gesturile liturgice pe care noi le facem aici, la acest locaj de sfânt, acest locaj care va deveni sfânt și un loc de Dumnezeu, un loc de întâlnire cu Dumnezeu harismatic și o poartă a cerului. Deci un loc de întâlnire cu Dumnezeu și o poartă a cerului. Aceasta este biserica. Deci biserica de zid este armonic constituită cu cum s-a înfrumusețat aici. I s-a pus cărămizi, i s-au pus lemne și așa mai departe. Dar s-au așezat icoane și s-au pictat în interior. Păi bine, când veți intra acolo, catapiteazma respectivă, iubiții mei, nu este un perete care îl desparte
pe preot de credincioși. Nu! Acele sunt niște ferestre pentru faptul că icoanele pe care unii creștini le resping nu înseamnă că noi ne închinăm materialul respectiv. Nu înseamnă că ne închinăm vopselelor, aurului sau argintului care este împodobită o icoană. Nu! Spre exemplu, ca să fiu mai intuitiv, nu e așa că și voi. Când aveți o fotografie a unei bunici sau unei părinte mai înainte, a unui prieten și o puneți la loc de cinste undeva în casă, într-o ramă, nu e așa, nu puneți fotografiile părinților voștri, a bunicilor voștri în ramă și vă uitați la ele și vă amintesc permanent de chipul lor blând, de mama voastră care v-a crescut cu atâta dragoste. E bine, și câte cinste dai Maicii tale? E cu atât mai mult. Nu Maicii Domnului, câte cinste nu dăm noi Maicii Domnului, care a dus pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos la plinirea vremii, sau Sfinților care și-au jertfit viața pentru apărarea credinței și pentru statornicia adevărurilor de credință de-a lungul istoriei bisericii. Deci, de vreme ce ne cinstim înaintașii, așa cinstim. De altfel, într-una dintre rugăciunile care le veți asculta la sfințirea acestui locaș de închinare, se va spune acolo, așa cum a spus odinioară Sfântul Vasile cel Mare, că cinstea noastră se duce la cel care este reprezentat pe dânsa, pe icoană. Deci noi nu ne oprim în fața icoanei, ci ne oprim în fața misterului care se vede dincolo de icoane. De aceea catapiteazma sunt acele icoanele, nu este un perete opac, ci sunt niște ferestre prin care noi vedem. Dar nu vedem cu ochii minții, nu vedem cu ochii trupești, cu ochii minții misterul. Căci preotul în altar îndeamnă credincioșii și zice așa, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatului. Bezi dintr-o acesta tot. Deci nu se limitează la ceea ce face el ca gest liturgic acolo, căci ceea ce face el face Hristos în ceruri. Pe liturghia noastră care s-a săvârșit aici, s-a făcut și în ceruri alternativ. Deci biserica de aceasta de zi totdeauna concordă cu cea spirituală din cer. Iar biserica din cer spirituală concordă cu voi aici pe pământ. Că și voi sunteți fii al lui Dumnezeu, sunteți cărămiți. Aceasta e făcută din cărămiți. Dar frățiile voastre alături de această biserică sunteți și voi niște cărămiți vii și conștiente. Faceți parte din trupul tainic al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Hristos este capul nostru. Deci de vreme ce capul trece printr-un mormânt sau printr-un anumit orificiu, e bine, trebuie să treacă și trupul. Pentru faptul că nu se poate unul, nu se poate despărți capul de trup. De aceea noi în biserică vă chemăm în calitate de fii potențiali, fii al lui Dumnezeu. Deci dacă nu ai această calitate, nu ai părtășie cu cerul și cu cei dinaintea noastră care ne-au lăsat acest tezaur sfânt, inestimabil de credință. V-am spus acestea ca să înțelegeți câte ceva din lucrarea noastră. Căci biserica sunt două biserici, cea de zid, dar și cea de suflete care a zidit aceasta. Deci de vreme ce noi nu o sândim pe nimeni în biserică, ci ne rugăm pentru ei. De verat, nu ne rugăm cu acești creștini. Cu acești creștini. Nici contra lor, nici cu ei. Ci pentru ei, ca Dumnezeu să-i aducă la adevăr și să meargă pe căile mântuirii împreună cu noi. Să vă dea Dumnezeu sănătate, bucurie și alese mângâieri duhovnicești, iar cei care v-ați învrednicit a fi ctitori de biserică, bucurați-vă! Și bucurați-vă că astăzi este Paștele unic, personal, al acestei biserici. N-ați văzut un copil când preotul îl botează? N-ați văzut câtă grijă părinții, nașii, preotul acolo, îl unge cu Sfântul Mir, mai ales în exterior, și cu, după aceea, cu, mai întâi cu un de lemn simțit și cu, după aceea cu Sfântul Mir. De ce aceasta? Pentru faptul că el este pecetruit în credința cea adevărată în Iisus Hristos. Și nimeni nu are voie de-a lungul istoriei sau de-a lungul vremii să rupă acele pecete ale credinței. Căci se spune pecetea Harului Sfântului Duh se pune pe pruncul botezat. Deci acele nu avem voie să le rupem. Pentru faptul că rupem legăturile noastre cu Hristos și cu Duhul Sfânt, prin care viem în Biserica lui Hristos pe pământ. Așa că, dragii mei, toate acestea noi le-am pus într-un fel de document pe care îl vom citi acum ca frățiile voastre
să vă dați seama despre ceea ce facem astăzi în scurt și după aceea vă îndemnăm să participați cu noi la procesiunea care facem în jurul bisericii și apoi vom face cele necesare în altar, așa cum se cuvine după rânduialele noastre de veacuri ortodoxe. Să vă ajute Dumnezeu, vă mulțumesc, dragii mei, pentru primirea frumoasă cu florile acestea, cu pâinea caldă și am simțit căldura inimilor voastre. Am simțit că în voi palpită acel duh, acel duh de dragoste, de iubire față de credințe, față de toate cele aceste obiceiuri și frumoase cutume care împodobesc credința noastră, nu o desfigurează, ci o transfigurează. Și așa că cu toate acestea, să mulțumim lui Dumnezeu, vă mulțumim că ați venit numeroși la această bucurie și, bineînțeles, vom împărtăși cu voi toate celelalte bucurii, așa să ne ajute Dumnezeu și El să se recunoască în noi și în faptele spre care le-am făcut spre slava Lui. Amin. Trisou de sfințire. Din milostivirea preasfintei Treimi, reînnoitu-se această biserică de lemn, având hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva, din parohia Scăriga, comuna Livez. Comunitatea de aici datează din anii 1780-1800, fiind un sat cu oameni gospodari, cu dragoste față de valorile spirituale și tradițiile strămoșești. Biserica din satul Scăriga are un statut mai puțin obișnuit, întrucât ea nu a fost înălțată de nouă, ci a fost adusă în anul 1924 din satul Ienăchești de către preotul econom Ioan Crăciun. Structura lăcașului sfânt, fiind în întregime din lemn, a fost necesară demontarea bucată cu bucată și ansamblarea în noua locație pe dealul Scăriga, la o distanță față de sat de aproximativ un kilometru. La acea vreme, satul Scăriga făcea parte din parohia Poiana, fiind filia acesteia, iar biserica a fost redată cultului în anul 1930, purtând hramul Sfintei Cuvioase Parascheva și a fost sfințită de către arhiereul Ilarion Mircea Băcăoanu. La data de 1 ianuarie 1931, a fost numit la această biserică Părintele Nicolae Berilă. Din cauza celui de-al doilea război mondial, în anul 1942, filiile Scăriga și Prăjoaia au fost desprinse de parohia Poiana, înființându-se parohia Prăjoaia, unde a slujit Părintele Nicolae Albescu. Acesta va păstori până în anul 1945, când la data de 16 decembrie îi urmează în slujire preotul Ioan Ursache. Noul preot găsește biserica într-o stare avansată de degradare, după cum însuși mărturisea într-o pisanie, astfel încât în anul 1953 lăcașul de cult intră în reparații capitale, fiind redeschis la data de 6 septembrie același an de către protoiereul Ioan Negrea de la protoieria Târgu Lovna, împreună cu un sobor de 11 preoți. În anul 1970, din cauza calamităților, dealul pe care era așezată biserica s-a surpat, formându-se așadar o prăpastie de circa 80 de metri, care ajungea până în albia râului Tazlău. Marginea prăpastiei fiind la numai 10 metri de temelia bisericii, s-a luat măsura mutării Sfântului Lăcaș în vatra satului, împreună cu cimitirul. Aprobările necesare au venit abia în anul 1972, astfel că, la data de 3 februarie 1972, s-a început a doua strămutare a Bisericii Sfânta Cuvioasă Parascheva. Bârnăre de stejar. Ce intrau în alcătuirea bisericii au fost demontate cu grijă, numerotate și așezate în nouul loc pe aceeași poziție. În plus, după terminarea strămutării bisericii, a fost adăugat un pridvor și un cafas, iar acoperirea s-a făcut cu tablă. Lucrările s-au terminat la data de 10 noiembrie 1972 și a fost resfințită la data de 19 noiembrie 1972 de către arhiereul vicar Eftimie Bârlădeanul. În anul 1978, păstorirea credincioșilor din satul Scăriga, parohia Moreni,
a fost încredințată părintelui Fănică Roman, iar între anii 1990 și anul 2000 părintelui Emanuel Eduard Popa. Din anul 2000, filia Scăriga a devenit parohie de sine stătătoare, sub îndrumarea părintelui Burlacu Mihail, urmând ca aici să mai slujească din anul 2003 părintele Nicolae Bucovineanul și din anul 2005 părintele Ionuț Căciulă, care va păstori până în anul 2011. Începând cu data de 1 iunie 2011, am numit la această parohie pe părintele Mihail Bucur, care având experiența de slujire de aproximativ 4 ani la Mănăstirea Sfântul Sava din Bersunț, s-a implicat în formarea duhovnicească a credincioșilor și în înnoirea lăcașului de cult. Astfel, continuând lucrarea de subzidire, de consolidare și de termoizolare a Sfintei Biserici începută în anul 2010, din toamna anului 2011 a pornit la schimbarea acoperișului și extinderea Sfântului Altar. În anii următori s-au tencuit pereții exteriori, iar cei interiori au fost pregătiți pentru pictură, s-a realizat pictura din nou în tehnica acrilic de către pictorul Ionel Pașcu și a fost placată Sfânta Masă cu marmură, s-a mobilat biserica cu strân de stejar, s-a montat pardoseala din parchet de lemn masiv și s-a împrejmuit cimitirul cu gară. Întreaga lucrare de înnoire s-a împlinit cu sprijinul Consiliului Local, cu eforturile vrednicilor enoreiași, precum și al unor oameni de suflet ce au dorit să-și înscrie numele rândul ctitorilor. Din milostivirea Preasfintei Treimi, astăzi, 20 octombrie anul Mântuirii 2019, în duminica a 23-a după Rusalii, efortul depus de fiecare se vede încurunat prin săvârșirea slujbei de resfințire de către noi. Ioachim, din mila lui Dumnezeu, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, la acest moment haric, precum și la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, au participat preacucernicul părintei Ioan Bârgăuanul, protopop al protoierii Ionești, un sobor numeros de preoți din parohiile vecine, domnul primar Sorin Ichim, reprezentanța autorităților locale, precum și mulțime de popor, aducând prin aceasta laudă și mulțumire lui Dumnezeu, care i-au grotit și învrednicit să împlinească această sfântă lucrare. Dumnezeu să răsplătească și să sporească darul lucrătorilor, a donatorilor și miluitorilor, a binefăcătorilor, slujitorilor ce au rectitorit această sfântă biserică. Scrie, Doamne, în cartea vieții pe iubitorii lăcașului Tău celui Sfânt, veșnică pomenire să fie ctitorilor sfânt lăcașului acestuia. Semnează înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Înalt preasfinția voastră, în fața acestor flori ale bisericii, cum frumos a spus, aș vrea să precizăm câteva detalii, dacă îmi permiteți. În primul rând, ne aflăm în cercul pastoral episcop Melchisedec Ștefănescu. Acest nume l-ați dat atunci când a sfințit la parohia Moreni și a spus că acest cerc pastoral să poarte această denumire și este fericit lucru. Dosoftei Mitropolitul Sfântul ținea în mâinile sale și se închina cu lacrimi Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva de la Roman. Lucrul acesta l-ați arătat la 10 ani de la împlinirea acestei frumoase vârste a arhiepiscopiei noastre, adăugându-se la cele peste 6 veacuri pe care le trăim. Iată că al 77-lea ierarh al bisericii noastre ne-a vorbit nouă atât de frumos. Și spun celor care sunteți de față, profesori, învățători, cadre didactice, în anul acesta omagial al profesorilor, învățătorilor și primarilor gospodare. Arhiepiscopul nostru a sintetizat atât de frumos pentru dumneavoastră din cuvântul unui alt sfânt născut în ceruri în luna octombrie, părintele Dumitru Teologu. Am urmărit cu atenție cuvântul pe care l-a spus și această legătură fină între ființare și lucrare,
între lucrările lui Dumnezeu în lume și ființa lui Dumnezeu, această, să spunem, teologumenă atât de frumoasă introdusă de Părintele Dumitru Stăniloae, marele teolog, ați făcut ca pe înțelesul nostru să aduceți bucurie în inimile tuturor creștinilor de orice cult, dar să arătați dimensiunea cosmică și liturghia cosmică care începe de aici, de pe Sfântul Altar. Lucru sfânt și binecuvântat. Iar noi acest lucru nu putem să nu-l vedem în Arhiepiscopia noastră prin cultul pe care l-ați întărit și l-ați dat Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, ocrotitoarea Moldovei și în special a Eparhiei Romanului și Bacăului. Vă mulțumim pentru acest lucru și credem că în câțiva ani vor fi trei sfinți pe care îi vom cinsti. Pe Sfântul Melchisedec, episcopul Romanului, cărturarul înțelept și academicianul și, bineînțeles, pe marele între teologi, Părintele Dumitru Teologul. Vă mulțumim în al preasfinția voastră și aș spune o mică virgulă să vă citez. Părinte Ioan mi-a spus, aici au lucrat mai mulți preoți. Și pentru a arăta că noi într-o parohie nu venim singuri, ci venim peste munca și osârdia altora, în al preasfințitul a luat cu binecuvântare să aprecieze mult deosebit meritele pe care Părintele Mihai Bucur le-a făcut și după prezența dumneavoastră se văd, trebuie să recunosc că sunt emoționat, este un părinte, fiu duhovnicesc al Părintelui Arsenie și al Părintelui Benedict Preacuviosul aici de față și le mulțumim. Unul în cer și unul de față și mănăstirea este aici rod de binecuvântare și de întărire duhovnicească pentru noi în al preasfinția voastră, mănăstirea Schimbarea la Față din Comuna Berzunț. Totodată ați binecuvântat ca și Părintele Ionuț Căciulă să primească și el aceeași distinție având în vedere lucrările pe care le-a făcut cu primarul care a fost cu primarul actual de subzidire, de construire și de înfrumusețare a acestei Sfinte Biserici. Am propus în al preasfinția voastră prin cancelarea protopopiatului nostru ca să le acordați distinții de econom stavrofor, ați binecuvântat acest lucru, cele mai înalte distinții pentru preoții de mir. Vă mulțumim, vă sărutăm dreapta și vă suntem recunoscători și ascultători. Amin. Gramată chiriarhală. Noi, Ioachim, din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, urmând îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care spune că preoții ce își țin bine dregătoria să se învrednicească de îndoită cinste, mai ales cei care se ostenesc prin cuvânt și învățătură, precum și de tradiția statornicită în Sfânta noastră Biserică, potrivit căreia slujitorii destoinici, care își împlinesc cu hărnicie și aleasă râvnă misiunea preoțească, să aibă parte de prețuirea și dragostea noastră părintească. Hotărâm preacucernicilor părinți Bucur Mihail de la parohia Sfânta Parascheva Scăriga și preacucernicului părinte Căciulă Ionuț de la parohia Sfântul Nicolae Curița, protopopiatul Onești, județul Bacău, să li se confere rangul onorific de iconom stavrofor, cu binecuvântarea arhirească de a purta semnele distinctive prevăzute de articolul 144 litera C din statutul de organizare al Bisericii Ortodoxe Române. Se înmânează acest act întărit cu sigiliul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, astăzi, anul Mântuirii 2019, luna octombrie, ziua 20, ca semn de recunoaștere a vredniciilor lor în lucrarea pastoral-misionară desfășurată. Rugăm pe Dumnezeu să-i binecuvinteze și să-i întărească într-o slujire a Bisericii lui Hristos. Semnează în al preasfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Poruncește! Poruncește în al preasfințite Arhiepiscop pentru robii lui Dumnezeu, Părintele Mihail, Părintele Ionos, care vi se aduc înainte spre a fi hirotosiți, iconon stavofori. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește!
Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce toate cu înțelepciunile economisești și prin economia Ta ce după trup ai lucrat mântuirea noastră. Cel ce pe înțeleptul econom care bine ai economisit l-ai lăudat ca pe o stăpână al casei, binecuvintează pe robii Tăi aceștia, preotul Mihai și preotul Ionut, prea se face econom stavrofor. Și împuternicește pe tăieșe, ca într-o credință, în înțelepciune și cu bună păcere, să-ți economisească ție lucru și averea bisericii, pentru că astfel făcând și astfel slujind să se învrednicească de bucuria celor care bine au întrebuințat talanță, să scape de rușinea de care trebuie să fugă, că o să-mi dați slujii cele viclene care cu lenevirea au făcut talanță. Rugăciunile, solirile prea binecuvântate născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria, ale Sfintei Cuvioase Maice noastre Parascheva, ocrotitoarea Sfântului Cașului acestuia, ale Sfântului Mucenic și Biruitor Varnava și cu ale tuturor Sfinților Tăi. Lăsa Sfinții să preamărit în tot ce înseamnă de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Smerenia noastră prin harul întru tot Sfântului Duh, te prohirisește pe tine preotul Ionuț, econom stavrofor, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să-l mă aminte. Smerenia noastră prin harul întru tot Sfântului Duh, te prohirisește pe tine preacucerice Părinte Mihai, econom stavrofor, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vrednic este? Vrednic este! Vrednic este, vrednic este, vrednic este! Vrednic este! Vrednic este, vrednic este? Vrednic. Mai tare, eu sunt acuzi. Vrednic este, vrednic este, vrednic, vrednic este? Vrednic. Axios. Axios, axios, axios. Vrednic este? Vrednic este! Dignus este! Dignus este! Dignus este! Dignus este! Vrednic este? Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vorbeam de cuvioasa Parascheva. Iată că cu prilejul acestei zile festive doresc să ofer Sfânta Cuvioasa Parascheva și celor două preotese care au lucrat împreună cu părinții la această frumoasă biserică și acolo unde sunt în parohiile respective, respectiv Părintele Ionuț, își face datoria cu multă acribie și demnitate preoțească. De aceea, Doamne preoteasă, poftiți această icoană pe care vă ofer cu dragoste și bineînțeles că va împodobi casa frăției tale și acelor trei copii. Unde sunt aici? Uite, frumoși ca trei mușchetari în Moldova. Și atunci ei sunt foarte, foarte angajați. Și Doamne preoteasă, vă rog și dumneavoastră, primiți această... De fapt, această icoană, iubiți credincioși, ar trebui să fie în casa fiecăruia dintre frățiilor voastre. Este simbolul eparhiei noastre. Și atunci, mai ales că am vorbit câte ceva despre ea, de altfel o găsiți la magazinul nostru bisericesc, care este aici în proximitatea frățiilor voastre. Și bineînțeles că icoana Sfintei Parascheva, care aduce aminte de toate minunile pe care le-a făcut ea
în cei aproape 1000 de ani de când a fost declarată Sfânta a Bisericii noastre ortodoxe și ea a apărut pe fresca istoriei tocmai când s-a rupt cămașa lui Hristos. S-a despărțit Orientul creștin de Occidentul creștin. Deci cuvioasa Parascheva a fost îmbrăcată cu hainele pe care ele le dădea de pomană. Deci hainele Maicii Domnului sunt aici și pentru faptul că ea a fost mult milostivă și de aceea zicem bucură-te Parascheva, sfântă, mult folositoare. Doamnă preoteasă, schimbă atunci când dai florile și florile probabil se vor topi după câtva timp și le voi adăuga pământului. Dar icoana o păstrezi cu icoana copiilor tăi? Păi da, păi de aici, de la Scărica, toată lumea pleacă cu trei copii. Vă mulțumim frumos și așa se împodogască și florile. Așa, și doamne, preote, bravo, felicitări. Da. Deci, acum o așezați în casă și peste 100 de ani o să vin să o iau înapoi. În prezenția voastră, vă oferim în dar această sfântă icoană a Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva, ocrotitoarea întregii Moldovei, arhiepiscopiei noastre și a tuturor bunilor creștini. Și am consemnat pe spatele ei să aveți amintire, deci la data de 20 octombrie 2019 ați poposit în mijlocul nostru și ați revărsat har peste har. Atunci, peste 1000 de ani vii să o vezi în casa mea. Vă mulțumim! Aș vrea niște aplaude pentru al preasfințitul nostru. Vă mulțumesc! Acum, pentru dumneavoastră, cred că soarele este cea mai mare răsplată pe care avem. Vă mulțumim mult! La propunerea Părintelui Paroh, în al preasfinția voastră, ați binecuvântat să oferim diplome de vrednicie. În sensul acesta, cum a fost și la parohia Bălăneasa, vreau să precizez un aspect. Să nu se creeze tulburare că cel mai mic e mai mare, că este pe scenă. Noi aici nu avem timpul necesar să strigăm 100 de persoane, vă spun sincer. Vă mulțumim pentru înțelegere și într-un cadru festiv, Părintele vă va oferi în cadrul Sfintei Liturghii fiecăruia o diplomă, o icoană și această binecuvântare a Arhiepiscopului nostru. Vă mulțumim de înțelegere. Distincție de vrednicie. Noi, Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, urmând cuvântul Sfintei Scripturi care spune că în biserică sunt felurite slujiri, dar este același Domn și lucrările sunt felurite, dar este același Dumnezeu care lucrează toate întru toți. Ne bucurăm când fiii și fiicele bisericii noastre dremăritoare înmulțesc talanții primiți în dar de la preamilostivul Dumnezeu, apărând credința ortodoxă și lucrând pentru binele bisericii. Conferim cu părintească dragoste această distinție de vrednicie ca semn al prețuirii și binecuvântării noastre primarului Sorin Ichim, pentru dragostea și sprijinul acordat într-o împlinire a lucrărilor de înnoire a bisericii, Sfântă Cuvioasa Parascheva, Parohia Scăriga, Comuna Livezi, Protopopiatul Onești. Dumnezeu să răsplătească și să binecuvinteze pe toți ctitorii înnoitori. Semnează Arhiepiscopul Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, 20 octombrie 2019. Vă mulțumim! Domnule primar, vă oferim și noi, adaug câte ceva. Sunteți în primar anul acesta, eu în cadrul eparhiei noastre vreau să disting pe unii primari, gospodari și harnici care au ajutat biserica și celelalte instituții. Evident că sunt școlile, spitalele, toate sunt sub administrația locală. Dar bineînțeles că asta este a doua diplomă pe care o primiți în comună, nu? Da, și atunci eu nu fac campanii electorale decât agricolă și misionară. Și atunci, bineînțeles că dumneavoastră, eu, cum am spus în unui primar, eu sunt ales pe viață ca episcop. M-a dat din 4 în 4 ani. Și deci aveți ocazia să faceți mai multe fapte bune și mă gândesc la biserica din Livezi. Da, aceea cred că va fi, nu la anul, dar poate celălalt an, când sfârșit celălalt mandat și eu, să găsim cu simt posibilități să facem și acea biserică, pentru faptul că este o deosebită nevoie. Pentru faptul că când am venit ca păstor aici la noi, în eparhie,
am găsit-o cu mânii atipice, livezi și sânduleni, care nu aveau biserică ortodoxă în sat. Și am făcut la sânduleni și acum la livezi le-am înnoit pe toate. Am făcut-o pe cea de la Bălăneasa și avem și cea de la livezi. Să dea Dumnezeu să o ajungem, ca tot noi să o sfințim, să-i punem pe cetă, după cum știți. Așa de frumos a fost la cealaltă biserică, nu? Da. Eu nu vă spun aici să promiteți că acum... Tot ce să facem. Câte și icoana, care o puneți la loc de cinste. Poate în primărie acolo puneți-o ca să veni credincioși și să o vedeți, că sunteți un creștin autentic. Pentru noi astăzi este o zi de bucurie. Deci în inima mea și în sufletul meu, bucurie și mulțumire. Mulțumesc din sufletul meu, înalt preasfințite, părintele nostru, să rămână. La revedere și să ne vedem cu bine. Iată, stați cu noi să vegetăim altar. Părinte Prădăpăp, la cine? Vejrariu Mircea, Hărbuleanu Ioan, Vararu Vasile, Hărbuleanu Vasile, Ichim Alexandru, Andronic Neculai, Bejenaru Costică, Andronic Luminița, Ardeleanu Maria, Spiridon Gianina și Chineț Doru. Mulțumim încă o dată, Părintele Mare, câteva distinții. V-am spus, într-un cadru oficial, duminica viitoare, vom fi și noi prezenți. Vă mulțumim mult tuturor! Și acum începem slujba de sfințire a bisericii. Că de fapt că am vrea să arătăm prin cei prin care s-a făcut această lucrare frumoasă. Binecuvântați! Înalt preasfințite stăpâne! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Carele pretutine și toate le plinești viști. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstare sufletelor lui Dumnezeu, biserici, și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Domnul miluiește. Pentru înalt preasfințitul părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul romanului și bacăului, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos, oaste Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se resfințească biserica aceasta și altarul cel din ea, puterea cu lucrarea și cu harul Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți în noi de tot necasul, mânia, primejdia și nevoia, ne mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Preasfântă, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții Său pomenim. De Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Vine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune. Din a treia carte a împăratului citire. Să luăm aminte. A stat să română înaintea jertfenicului Domnului în preajma adunărului Israel și și-a ridicat mâinile sale la cer și a zis: Doamne Dumnezeule, nu este Dumnezeu asemenea ție nici în cer sus și nici pe pământ jos. De vreme ce nici cerul și nici cerul cerurilor nu te încap, cu atât mai puțin locașul acesta pe care l-am reînnoit în numele Tău. Însă caută la rugăciunea rogului Tău și la cererea Lui, Doamne Dumnezeul meu. Ascultă sigara și rugăciunea Lui cu care se roagă astăzi să-ți fie ochii deschiși ziua și noaptea spre locașul pentru care Tu ai zis, numele meu va fi acolo. Să ascult rugăciunea robului Tău și a poporului Tău. Să ascult și să-i miluiești pe ei. Spine-ți-lor voce. Pace tuturor. Și Domnului Tău. Și Evanghelism Matei citire. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție. Aceea venind Iisus în părțile Cezarei lui Filip, îi întreba pe ucenicii săi zicând: Cine zic oamenii că sunt eu Fiul omului? Iar ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre proroci. Atunci Iisus le-a zis: Dar voi cine ziceți că sunt eu? Răspunzând, Simon Petru a zis: Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Chiar Iisus răspunzând i-a zis:
Fericite, Simone, fiul Iona, că nu trup și sânge ți-au descoperit ție acestea, ci Tatăl meu, cel din ceruri. Și eu zic ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zdi biserica mea și porțile iadul nu vor birui. Și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor. Și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri. Și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. Pace ție, binevestitor! Slavă ție, Doamne, slavă ție! Și pe noi, Dumnezeu, după mare mila ta, rugăm Mesia, auzi-le și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului pentru sănătatea și pentru iubirea sa. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecii lor. Să vă aminte! Fericite biserica aceasta, închinată Sfinte Cuvioase Maice noastre Parasteva, prin stropirea cu apă sfințită și ungerea cu Sfântul și Marele Mir, în numele Tatălui Amin. Și a Fiului Amin. Și a Sfântului Duh. Amin. Și Sfânta Evanghelie cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Și ea avea o soră ce se numea Maria, care așezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvântul lui. Iar Marta se silea cu multă slujire și, apropiindu-se, a zis: Doamne, oare nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i, deci, să-mi ajute. Și răspunzând, Domnul i-a zis: Marto, Marto, te îngrijești și pentru multe te silești, dar un singur lucru trebuie, căci Maria, partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Și când zicea el acestea, o femeie din mulțime, ridicându-și glasul, i-a zis: Fericit este pântecele care te-a purtat și fericit este pieptul la care ai sub. Iar el a zis: Așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Ație, binevestitor! Slavă ție, Doamne, slavă ție! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Purulea pămâniții Ctitorului Sfântul Locașului acestuia și pentru toți cei mai dinaintea adormiți, părinți și frații ai noștri drept slăvitori creștini, care odihănesc aici și pretutinde. Domnește, Domnește, Domne, miluiește! Tu ești învierea și viața și odihna sufletelor adormiților robilor Tăi, pomeniți Hristoase, Dumnezeu nostru, ție slavă, înălțăm împreună și celui fără neceput al Tău, Părinte, cu preasfântul bunul de viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Să ne biserica aceasta, închinată Sfinte Cuvioase Maice noastre Parascheva, prin stropire cu apă sfințită, și ungerea cu Sfântul și Marele Mir, în numele Tatălui Amin. Și a Fiului Amin. Și a Sfântului Duh. Amin. Sfinților să se mântuiască sufletele noastre. Și drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Ioan citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Aminte! În vremea aceea
aceea era în Ierusalim sărbătoarea târnosirii templului și era iarnă. Iar Iisus mergea prin templu în pridvorul lui Solomon. Atunci l-au împresurat iureii și i-au spus, până când ai să scoți sufletul din noi? Dacă tu ești Hristos, spune nou pe față. Iisus le-a răspuns, v-am spus și tot nu credeți. Lucrările pe care le fac în numele Tatălui meu, acestea mărturisesc despre mine. Dar voi nu credeți pentru că nu sunteți dintre oile mele. Oile mele ascultă de glasul meu și eu le cunosc pe ele și le vin după mine. Iar eu le dau viață veșnică. Ție bine vestitorule. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, acum și bucurea și în vecii vecilor. Amin. Se sfințește biserica aceasta cu hramul, cu vioasa Maica noastră Parascheva mult folositoare, prin stropire cu apă sfințită și ungerea cu Sfântul și Marele Mir, în numele Tatălui. Amin. Și a Fiului. Amin. Și a Sfântului Duh. Amin. Să luăm aminte. Se resfințește biserica aceasta, închinată Sfintei Cuvioase Maice noastre Parascheva, prin stropire cu apă sfințită și ungerea cu Sfântul și Marele Mir, în numele Tatălui. Amin. Și a Fiului. Și a Sfântului Duh. Sfinților, iară și iară cu minință plecând genunchii noștri Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeule Mântuitorul nostru, Cel ce toate le faci și le întocmești pentru mântuirea neamului omenesc, primește rugăciunile noastre ale nevrednicilor robilor tăi și ne învrednicește în ceasul de acum să săvârșim fără de osândă sfințirea bisericii acesteia, care s-a reînnoit spre lauda slavetoare spre a noastră mântuire, pentru evlavioasă pomenirea Sfintei Cuvioase Maice noastre Parascheva, ocrotitoare eparhiei noastre. Și în ea să facem ridicarea altarului, că Tu ești Cel care binecuvintezi și sfințești toate și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Domnului tău. Capetele voastre Domnului să le plecăm. Stăpâne Doamne Dumnezeul nostru, Cel care a așezat în ceruri cetele oștile îngerilor și ale arhanghelilor spre slujba slavei tale, ca împreună cu intrarea noastră să fie și intrarea Sfinților Îngeri, care slujesc împreună cu noi și împreună slăvesc bunătatea ta. Ție se cuvine toată slava, cinstea și înghinea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Deschideți căpetenii porțile voastre, vă deschideți porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul Puterilor, Domnul Cel Tare în Războaie, acesta este Împăratul Slavei. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul Puterilor, Domnul Cel Tare în Războaie, acesta este Împăratul Slavei. Deschideți căpetenii porțile voastre
vă deschideți porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acesta împăratul slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în războaie, acesta este împăratul slavei. Pe pământ ceata pe o fie și instituirea slujirii îngerești, cele din cer cu stăpâne cel ce dăbuiești, lucruri mari primește-ne și acum pe noi cei ce ne aducă-ți fie, nu ne aducă predici acere, ci ca să se arate iesunea prăzării tale, când n-ai încetat a face bine neamului omenesc în multe chipuri și drept, ținire a binefăcerilor tale, nebrit venirea de cupa uia nesfârșitul tău, cu care ai rătându-se pe pământ și binefăcerul s-a adus pe sine jertfă pentru noi și s-a făcut curățirea toată lumea. Făcându-se părtașul mierii sale, iar înălțându-se la ceruri, a îndrăgat pe ucenicii și apostolii săi. Precum făgăduise cu puterea din înălțime, care este Sfânt, Sfânt cel închinat și atât puternic, care procede din tine Dumnezeu și Tatăl, prin care făcându-se ei puternici în faptă și cuvânt. Au rânduit botezul în fierii biserici, au ridicat jertfele ce au așezat cursul autoroțime, legii și rânduieli, a căror predanie și noi păcătoși și ținându-o, cădem înaintea ta, Dumnezeu cel veci, și ce rugăm ție milostive. Biserica aceasta ce s-a zis spre lauda ta, un fel de dumnezeiască ta slavă și al talului arată să fie sfânta sfântelor, dar și noi cei ce stăm înaintea lui, ca înaintea toți niciunii coșători al împărăției tale, fără o sândă să sușim ție, rugăciuni pentru noi și pentru tot poporul tău, înălțând și jertfa cea fără de sânge bunătății tale, aducând spre iertarea păcatelor celor de voi și celor fără nevoie, spre civilisirea vieții, spre sfârșirea sânei de sfârșit și spre binerea toată dreptatea. S-a binecuvântat la Sfântul Tău, nume al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum, ținți-te asupra așa și cum a Domnului să ne rugăm! Doamne, Dumnezeul nostru, care ai dăruit Sfinților Mucenici, care au pătrunit pentru tine această slavă ca să se semene tot pământul moaștele lor și sfintele tale biserici și roade de tămăduri se răsare. Însă împărate, cel care ești dătătorul tuturor bunătăților, pentru rugăciunile sfinților, al cărui moaște și nevoie de a se așeza în cinstită biserica aceasta, îmbrănișește-ne pe noi fără de o sândă să se aducem în ea jertfa cea fără de sânge și ne împlinește toate cererile și spremântirile din care spătire celor care au pătrunit pentru sfânturile tău. Și darul de a face minuni spre a noastră mântuire. Că a ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veșnică odină, fă Doamne, sufletelor, titorilor, fondatori și înnoitori ai sfânt locașului acestea veșnică lor pomenire. Veșnică pomenire, vizorilor, Sfintei Bisericii acesteia. Veșnică pomenire, fie ctitorilor fondatori sau înnoitori ai sfânt așezământului acestea. Veșnică pomenire, veșnică pomenie fie titorilor fondator și înnoitori ai sfânt locașului acestia veșnicelor pomenire. Veșnică pomenie titorilor Sfintei Bisericii acesteia. Sfine-ților mucenici care Oh,
Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, lauda apostolilor și bucuria mucenicilor, care ai sfințit apele Iordanului prin mântuitoarea ta arătare, însă și acum trebuie harul prea Sfântului Duh și binecuvintează apa aceasta, ca să fie spre sfințirea și desăvârșirea jertfenicului tău acestea, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Se pun cu poștare. Schimbă cadrul. Încă două lighere. Cât de iubite sunt locașele tale, Doamne, și te rog, dorește să fiți păcătorii, Domnul. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și tuturor au cuit unde s-a cuit Dumnezeu. Altarele tale, Doamne, al Dumnezeu, împăratul meu și Dumnezeu meu, fericit sunt cei ce rumesc în casă ta, vecii vecilor te vă lăudam. Fericit este bărbatul la cărui ajutor este de la tine, Doamne, suișul în inima sa a pus în valea plângerii, în locul în care i-a fost spus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Mergevor din putere în putere, arătase-va Dumnezeu Dumnezeilor în Sion. Doamne Dumnezeu puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeule lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața ursului tău. Că mai bun este o zi mult tare decât mii. Ales am a fi lepădat din casa lui Dumnezeu mai mult decât a locui în locașul de păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă spre nerăutate. Stropiu-me cu isop și mă vei duci spălamă și mai mult decât zăpadă mă vei albi. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, și pe rege fără de legea mea,
Mai vântos mă scoată de legea mea, de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu mă cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Eu nu i-am greșit și rău. Așa încât trepte și cuvintele tale și viitor când vezi legatul, că iată că fără de legi m-a zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse în tale mi-a arătat mie. Să mă plimbă vei cu isop și mă curăți, să mă lasă de mine, să mă vestesc zăpada, mă voi adi. Auzul meu îmi la bucurie și veselie, bucurați-vă de cele cele smerite. Cu toate față, toate păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-un bine Dumnezeule, și cu dreptă noi ești într-o cele din la unul la sfere. Numă de păcat de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. De la mine bucuria mântuirii tale, Sfântul Stăpânitor mărcărește. Învățau-vă pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Spovește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase la limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Când ai fi voi, jertfă ți-aș fi dat, ardele de tot nu le binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu l-a urgisit. Fă bine, Doamne, prin bunăvoirea ta Sionului, să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nostru și ardele de tot. Atunci rotune pe altarul tău viței. Sfinților mucenici care bine v-ați nevoit și v-ați bunura, rugați-vă Domnului să se miluiască sufletele. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iată acum ce este bun, ce este frumos. Fără numai rucăi frații împreună. Mai preoții. Ca mirul pe cap ce se pogoară pe barbă. Pe barbă la Aron. Se pogoară pe martina veșmintelor lui. Toate Sfânta Masa, tot. Preoții tineri peste tot. După ce faceți un botez, faceți șterterea copilului. Este botezat, este luminat, este scurit. Să nu se piardă nimic, pentru față de conținut, Sfântul și Marele Mir, și dați credincioșilor, mai ales celor bolnavi. Că mare putere vindecătoare. Să ne înapoi acolo. Nu le băgați în buzunar.
Evangheliste Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Apostole Sfinte și Evangheliste Matei, roagă-te milostivul Dumnezeu ca să dea Marcu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Apostole Sfinte și Evangheliste Marcu, roagă-te milostivul Dumnezeu ca să dea și evangheliste Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Apostole Sfinte și evangheliste Luca, roagă-te milostivul Dumnezeu ca să dea și evangheliste Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Apostole Sfinte și evangheliste Ioan, roagă-te milostivul Dumnezeu ca să dă iertare de păcate Sfinților apostoli, rugați pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de păcate sufletele noastre. Sfinților apostoli, rugați pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de păcate sufletelor noastre. Sfinților apostoli, rugați pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de păcate sufletelor noastre. Sfinților apostoli, rugați pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de păcate sufletelor noastre. Îmbracă tăria ta, Ioane, și vezi, și tu, Ierusalime, cetate sfântă, îmbracă slava ta. Aduți aminte, Doamne, de David și de toate blândețele lui, cum s-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeului Iacob.
Nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sui pe pasul meu de odihnă. Nu voi da somn ochilor mei și genelor mele dormitare și odihnă tâmplelor mele, până ce nu voi afla loc Domnului, locaș Dumnezeului Iacob. Iată, am auzit de chivotul legii, în Efrata l-am găsit în țarina lui Iar. Intravăm în locașul lui, închinare vom la locul unde am stat picioarele lui. Scoală-te, Doamne, într-o odihnă ta, tu și chivotul simțirii tale, preoții tăi se vor îmbrăca cu dreptate și cuvioșii tăi se vor bucura. Din pricina lui David, robul tău, să nu întorci fața unsului tău. Juratul s-a Domnului David adevărul și nu va lepăda. Din rodul pântecelui tău voi pune pe scaunul tău, de vor păzi fiii tăi legământul meu și mărturiile acestea ale mele, în care îi voi învăța pe ei și fiii lor vor ședea până întreag pe scaunul tău. Că a ales Domnul Sionul și l-a ales la locuința lui. Aceasta este odihna mea în veacul veacului. Aici voi locui că l-am ales pe el. Roazele lui le voi binecuvânta foarte, pe sărașii lui voi sătura cu pâine. Pe preoții lui voi îmbrăga cu mântuire și cu vioșii lui cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răsară puterea lui David, gătită am făprie unsului meu. Pe vrăjmașii lui voi îmbrăca cu rușine, iar peste tânsul va împări sfințenia mea. Sfineților mucenici, Doamne, altarul acesta cu sigiliul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, într-o mulțare, într-o mulțare, și a părinților, ieșim cu toți afară, închideți ușa. Părinților, ieșim. Hai, vină pace. Aducem ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească pe care primim îngeri, prin luptă și mai plăzășeruri, printr-un harul preasfântului de viață, Făcătorul tot Dumnezeu, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul, și pe scaun ai fost cu Tatăl și cu Duhul, toate umplându-le cel acești necuprins, ca un purtător de viață și ca un mai înfrumusețător decât raiul, s-a arătat mormântul tău, izvorul învierii noastre. Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeule care ești fără de început și pururea viitor. Cel ce locuiești într-o lumina cea neapropiată și cerul la scaun, iar arsătul picioarelor pământului.
care într-o sfință și într-o tot lăudații apostoli, ai noi slujba în Duh și darul corpului cel adevărat, și prin trâșii Sfintele Biserici și jertfericile tale, Doamne, al puterilor în tot pământul așezat, ca să ducă ție jertfe sfinte și fără de sânt. Cel care a binecuvântat a se reînnoi biserica aceasta, într-o cinstă și pomenirea Sfinte Cuvioase Maice noastre Parascheva, a unui născut Fiului Tău spre slava Lui și a prea Sfântului Tău Dumnezeu. Tu însuți împărate fără de moarte, dătorul de lucruri mari, auză-ne pe noi păcătoși care ne rugăm ție și trimite pe prea Sfântul Duh cel închinat și atotputernic ca să sfințească biserica aceasta. Umple-o pe ea de lumina ta cea veșnică, alege-o locașție, fă-o scauna slavei tale. Împodobește-o cu darurile cele dumnezeiești mai presus de lume. Fă-o să fie liman celor înviforați, lecuire celor pătimitori, bolnavilor scăpare, diavolul înfricoșare. Să fie ochii tăi îndreptați spre ea ziua și noapte și urechile tale luând aminte, spre rugăciunile celor ce cu frică și cu până cu cerințe vor intra în ea și vor chema într-o tot cinstitul și prea slăvitul tău nume. Oricâte vor cere de la tine, tu se auzi în cer, să le faci milă, să le fii milostiv lor. Păzește-o pe ea până la sfârșitul veacului neclintită, iar jertfenicul acesta ridicat în trânsa, să fie Sfânta Sfintelor cu lucrarea cu puterea Duhului Sfânt. Preamărește-l mai mult decât jertfenicul erice cele vechi, ca să ajungă jertfele ce se vor săvârși pe el, în Sfântul și mai preț de Ceu și înțelegătorul tău jertfenic, să ne dea două daruri umbrii, dar cel prea curată, că îndrătim, Doamne, nu pentru slujba nevrâniților noastre mâini, ci pentru a ta negrăită bunătate. Află, mântuiește, mântuiește, și năpăzește pe noi, Dumnezeule, cu darul tău. Doamne, mântuiește! Preasfânta, curata, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioare Maria, cu toți Sfinții s-o pomerim. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Și într-o sfinții și cinstiții mucenici, care pentru tine au pătimit, te odihnești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Luminează tuturor, lumina lui Hristos, luminează tuturor, lumina lui Hristos, luminează tuturor, veniți de luați lumină. Luminează-te, luminează-te nouă, Ierusalime, că slava Domnului tine are sărit, această biserică dată l-o zidit, această biserică Fiul o arătărit, această biserică Duhul Sfânt o arătărit, o a luminat și a simțit sufletele noastre. Înnoiește-te, Doamne, Ierusalime, că s-a venit ție lumina și slava Domnului peste tine a răsărit. Această biserică Duhul Sfânt o arătărit, o a luminat
și voi bucuria sfințirii unei biserici, care era curată de acolo față de această biserică, Duhul Sfânt, o anori, o alumina și a sfințirii sufletele noastre. Să luăm aminte. Este altarul acesta și icoanele zugrăvite într-o dânsul prin stropirea cu apă sfințită și ungerea cu Sfântul și Marele Mir în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Dumnezeu. Se sfințește altarul acesta și icoanele zugrăvite într-o dânsul prin stropirea cu apă sfințită. Peste Sfinții Tăi Apostoli și peste cuvioșii părinții noștri,
După multa ta iubire de oameni, ne-ai învrednicit să ajungă și până la noi, păcătoși robii tăi. Pentru aceasta ne rugăm ție să punem mult milostivii încă de slavări, de sfințenii și de dar jertfelnicul acesta, ca să se facă, prefacă jertfele acelea ce se vor aduce pe el ție, în preacuratul trup și cinstitul sânge al cum i-a născut fiului tău, ale Domnului și Dumnezeului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin mântuirea întregului tău popor binecredincios și a nevrăniciei noastre. Că Tu ești Dumnezeu nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Intravă în casa ta. Închinam voi spre Sfântă Biserica ta, Sfântă ta. Doamne, învățuiește-mă pentru adevărul tău de plicină dușmanilor mei îndreptează înainte de casa ta. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nostru! Năzirita noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! În al preasfințite stăpâne, binecuvintează! Cel ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților între toți lăudaților apostoli, cu rugăciunile Sfinte Cuvioase, Maicii noastre Parascheva, și a celor împreună cu stânsa ocrotitorii așezământului acestuia, a bisericii acestea care s-a resfințit și a eparhiei noastre, cu rugăciunile Sfinților Dreptilor Dumnezeieștilor, Părinții Joachim și Ana și toți Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi! Amin! Preacucerici părinți, preacucerici părinți, iubiți credincioși și credincioase, cu darul lui Dumnezeu am terminat această lucrare frumoasă de resfințire a locașului de închinare și felicităm pe toți cei care au contribuit la înfrumusețarea locașului de închinare, care devine de astăzi o poartă a cerului și un loc de întâlnire cu Dumnezeu, așa cum s-a precizat încă de dimineață. Te slavă lui Dumnezeu pentru toate, și acum dăm binecuvântare ca fiecare într-o răbdare să intre în Sfânta Biserică, veți fi călăuziți de niște preoți care rămân aici permanentă până ce ultimul credincios va intra în biserică, cel care poate și are credință în Dumnezeu să vină să se închine aici, pentru faptul că începând de astăzi, altarul acesta care a fost pecetuit cu, cu pecetea Arhiepiscopiei noastre a Romanului și a Bacăului, devine simbolic mormântul lui Hristos, dătător de viață și de putere. Așa că în momentul în care veți intra prin ușa din stânga altarului, așa cum intrați în biserică, veți săruta cu evlavie Sfânta Masă și toate lucrurile sfinte care sunt așezate pe dânsa, evident vă rugați în același timp ca Dumnezeu, așa cum a sfințit locașul acesta, să sfințească și inimile voastre. Omul, spune Sfântul Pavel, este templul al Duhului Sfânt. Deci iată că acest templu se poate reînnoi, se poate curăți, se poate purifica prin venirea în chip nevăzut al Sfântului Duh, care este acea energie necreată care ne dă putere ca să sionăm prin labirintul acestei vieți către Împărăția lui Dumnezeu. Rugați-vă ca Dumnezeu să vă dea pace în familie, rugați-vă pentru cei apropiați ai voștri sau chiar pentru vrăjmași, ca Dumnezeu să-i înțelepțească și la cunoștința adevărului să vină. Rugați-vă pentru copiii care să dea înțelepciune, ca să învețe frumos și cele trebuitoare vieții. Rugați-vă pentru voi înșivă, ca Dumnezeu să vă sfințească cărările prin viața aceasta, care să fie toate spre limanurile mântuirii. Rugați-vă ca Dumnezeu să dea pace țării, să dea înțelepciune celor care conduc destinile acestui popor, ca acest popor să nu dispară în istorie pentru faptul că este un popor jertfelnic. A fost răstignit mai multe ori în istoria asta, dar tot de atâtea ori a înviat. Rugați-vă ca Dumnezeu să dea celor care sunt aleși de către noi în diferite posturi de administrație, fie locale, fie centrale, ca toate acestea să fie spre beneficiul poporului și a bisericii sale drept măritoare.
Rugați-vă ca să fie pace în satele noastre, ca ele să nu se dezertifice, să rămână aici, nu numai crucile care adăpostesc somnul de suflie a moșilor și strămoșilor voastre, ci să fie și ocrotitorii vieții spirituale bisericii și a tuturor celor care iubesc cunăcuvința casele Dumnezeu. Rugați-vă pentru duhovnicii voștri, pentru preoții voștri, pentru diriguitorii voștri. Rugați-vă pentru cei de aproape ai voștri, pentru doctorii, pentru medicii care v-au repus în stare de sănătate prin ajutorul lui Dumnezeu nevăzut. Rugați-vă pentru toată lumea ca să fie pace, ca toți să preaslăvim numele lui Dumnezeu în treime lăudat, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, treime cea de, de o ființă și nedespărțită. Amin. Să cântăm cu toții, mântuiește, Doamne, poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și biserică și vă închinați. Luați întâi Sfânta Anafură și am pregătit 3.000 de sarmale, 600 de pulpe undeva aici, la Neli Neculai. Și fiecare să plece acasă cu harul Duhului Sfânt în suflet și cu o fermetură din darurile credincioșilor din Scăriga. Această zi rămâne în inimile noastre. Vă mulțumim tuturor pentru că ați fost astăzi alături de noi și ați împodobit Sfânta Biserică atât de frumos. Dumnezeu să vă răsplătească tuturor!